Doamnelor și domnilor, bună dimineața, sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24. Astăzi e ediția emisiunii electorale Romașcanii Votează. Îl are ca invitat pe domnul Radu Samson, jurist, antreprenor, reprezentantul USR Plus pentru fotoliul de primar al municipiului Roman, candidat la fotoliul de primar al municipiului Roman. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Nu-mi place expresia asta cu fotoliul de primar. Nu e un fotoliu? Nu, eu nu-mi doresc un fotoliu. Adică am văzut fotoliile din Parlament, nu le-am văzut foarte de aproape, că n-am avut ocazia să merg în sală de plen. Și mi se pare că fotoliile astea de ales public, indiferent de demnitar public în general, indiferent că e primar, ministru sau parlamentar, mi se pare că te fac mai leneș. Fotoliile? Și dacă ar fi, da, nu știu, pot să dau vina pe fotolii, că n-aș vrea să dau vina pe oameni. Și atunci trebuie să găsim o cauză exterioară. Eu nu vreau un fotoliu, eu vreau să mă angajez pe funcția de primar. Asta îmi doresc eu cel mai mult, nu vreau să câștig fotoliu de primar. Okay. Că nu e un trofeu fotoliu de primar, vreau să mă angajez și consider această perioadă de campanie electorală un interviu. Un interviu ca lung, ce-i drept. Dar un se interviu. Întinde pe ore în șir, săptămâni. Se întinde pe două luni, ea a fost luna de precampanie, acum suntem în luna de campanie și partea frumoasă a activității politice, cel puțin pentru mine, nu știu, pentru alți politicieni, e că ai ocazia să te întâlnești față în față cu viitorul angajator, dacă te prezinți bine la interviu, și nu e o persoană, sunt mii de persoane cu care trebuie să te întâlnești și cu care trebuie să vorbești, să-i asculți, să le spui care sunt soluțiile tale la problemele lor și, evident, să o faci și într-un mod care să fie suficient de convingător, mai ales că în ultimii 30 de ani s-au promis soluții și s-au făcut nici măcar 10% probabil din ce s-a promis și atunci oamenii sunt foarte dezamăgiți. Și într-adevăr e cu atât mai greu. Dacă ar fi să-mi doresc un lucru pentru viitorul politicii românești în general, indiferent că vă face chestia asta USR sau alt partid care deja există sau un partid care va apărea în perioada următoare, mi-aș dori să se țină politicienii mai mult de cuvânt și asta pentru că cu fiecare generație de politicieni care minte, e tot mai greu pentru următorii să convingă. Bă, și văd că mă lovesc de lucrul ăsta. Politicienii în topul încrederii se află pe pozițiile de jos. Nu știu dacă e chiar ultima poziție. Da, imediat după hoții de buzunare, da. Da. Nu știu cât a fost. Deci vorbim de un interviu în care există 57.919 da, angajatori. Da, foarte am avut o discuție pe internet, că mie mi se pare că sunt foarte mulți, dar aparent nu, cam atât sunt. Nu, am prins discuția, spuneați acolo că la recensământ au fost 50.000 și de unde este diferența? Și în anul următor recensământului, în registrul electoral, au fost tot aproape 60.000, dacă nu chiar peste 60.000 da. La vremea de legătură. 61.000 și nu știu cât. Asta pentru că la recensământ se numără oamenii care răspund la ușă și în registrul electoral sunt inclusiv oamenii care sunt plecați din țară, care locuiesc în alte orașe și au buletine de roman și studenți și toată lumea. Acum știu că nu suntem în registrul care trebuie, dar mă gândesc că poate ar trebui în momentul în care plec din țară să trec pe la evidența populației sau măcar evidența populației trebuie să știe că eu am plecat din țară. E mai complicat. Sunt care pleacă în țară și stau 3 luni în străinătate, 3 luni vin înapoi în țară, adică și ei au drepturi aici în oraș. În primul rând, sunt cetățeni care locuiesc, nu știu, 11 luni pe an în alte țări și o lună pe an în România, dar au totuși o proprietate în România la care plătesc taxe, impozite și în momentul în care îți faci rezidența acolo sau anunți că ți-ai făcut rezidența acolo, automat ți se ia rezidența din România, ceea ce nu se radiază ca la mașini. Nu poți fi în două locuri în același timp, dar asta e motivul pentru care registrele electorale sunt foarte umflate. Exista înainte legende că în registrul electoral figurează persoane care nu mai trăiesc sau astea sunt legende și nu totuși trăim în secolul informaticii. E ușor de verificat. E ușor de verificat și starea civilă, evidența populației e un serviciu al primăriei care e printre cele mai informatizate. Dar ar mai trebui ceva îmbunătățit în evidența populației? Loc de îmbunătățire ar fi în toate serviciile primăriei și mai ales în campania electorală. Toată lumea spune, când o să ajung eu primar, unii spun o să dăm afară pe toți, alții spun o să angajăm și mai mulți, fiecare cu promisiunile lui. Unii chiar am înțeles că i-ar fi adunat pe angajații primăriei într-o sală
și discutăm aici de, de mituri sau... De, nu, este o certitudine, nu este un mit că conducerea primăriei a adunat 200 și ceva, 300 de angajați ai primăriei în sala mare, acum vreo două săptămâni, cu scopul de a le prezenta, cu scopul declarat de a le prezenta noul viceprimar și de fapt în loc să le prezinte noul viceprimar a venit domnul deputat Leureanu și le-a povestit el că stați liniștiți, sunteți cu noi și rămâneți cu toți aici dacă ajungem noi la putere, dacă rămânem noi la putere. E loc de multe îmbunătățiri, dar asta înseamnă că trebuie să trimitem oamenii acasă și să aducem alții. Nici n-ai de unde, în primul rând. Romanul e un oraș care duce lipsă de specialiști în multe domenii și asta pentru că n-au mai existat locurile de muncă pentru specializările respective în ultimii 10-20 de ani și atunci oamenii s-au orientat spre orașe mai mari. În primăria Roman, în toate serviciile și în toate direcțiile lucrează și oameni competenți și lucrează în general oameni care știu ce au de făcut, doar că problema e la management. Ca în orice echipă de management și în multinaționale există problema asta, chiar dacă nu sunt bugetari, dacă șeful stă degeaba, toată lumea stă degeaba. Da. Dacă șeful e... Dau un exemplu dintr-un spital ipotetic din România. Așa, dacă șeful e șpăgar și cere 5.000, 10.000, am înțeles că e vreo 14.000 de euro în acel spital ipotetic la ora actuală, da, un post de asistentă, în momentul în care faci un efort, că nu știu exact de unde ai putea să ai 14.000 de euro în condițiile în care tu ești în căutarea unui loc de muncă. Și în momentul în care plătești 14.000 de euro pentru a te putea angaja asistentă în spitalul ipotetic, când ajungi acolo, e clar că trebuie să-ți recuperezi investiția și chiar dacă salariile sunt foarte mari, totuși vrei să o recuperezi destul de repede și te bazezi pe faptul că dacă șeful ți-a cerut ție șpagă pentru angajare, clar că n-are o problemă cu faptul că tu la rândul tău aștepți o atenție de la pacient. Ei, practicile astea, repet, nu vin de jos în sus, ci tot timpul vin de sus în jos, de la conducere în jos. Și statul degeaba, și lipsa de respect pentru contribuabil, pentru că dacă șeful într-o primărie, și da, asta nu mai e una ipotetică, e primăria Romană, dacă șeful tună și fulgere la angajați toată ziua și le răspunde tot timpul foarte respingător, așa, cu privire la orice problemă o aduc în fața lui și angajații la rândul lor, când ajung cu frustrările astea înapoi în spatele ghișeului, le dau mai departe contribuabilului. Exact, e vorba de puterea exemplului și e vorba de atmosfera din instituție. Legat de banii băgați într-o anumită funcție pe care mai târziu, evident, o să vrei să ți-i recuperezi, povestea e valabilă și în ceea ce privește campaniile electorale, se cheltuie foarte mulți bani și se poate merge pe ideea, bă, ăștia cheltuie o gârlă de bani, vor să ajungă în funcție de conducere, evident că pe urmă o să trebuiască să își recupereze. Da, e o întrebare bună, am mai discutat subiectul ăsta cu dumneavoastră într-un alt platou. Campania electorală este finanțabilă conform normelor în vigoare, este finanțabilă cu respectarea anumitor plafoane de cheltuieli. De exemplu, eu, candidat al unui partid parlamentar, indiferent din partea cui sunt candidat, fiind candidat la funcția de primar într-un municipiu de rang 2, deci un municipiu care nu e reședință de județ, pot contribui la campania electorală cu maxim 22.300 de lei. Fiecare candidat de pe lista de consiliu local, care candidează la o funcție de primar într-o comună sau la președinția Consiliului Județean sau oriunde candidează, poate contribui cu o sumă de bani. Dacă toți candidații ar pune toate sumele astea de bani la un loc, s-ar aduna la nivel de județ pentru un partid o sumă enormă. Da. O sumă enormă și cred că suntem singurul partid parlamentar singurul dintre cei trei competitori principali înscriși în cursa asta, adică suntem de cele două partide istorice și Alianța USR Plus, suntem singurii dintre cei trei competitori principali care nu am aruncat sume de bani așa. Și s-a văzut și în afișa și în publicitatea stradală. Acum, trebuie să facem o distinție. În campania electorală, partidul poate să cheltuie, sau competitorul, candidatul, poate să cheltuie o grămadă de bani, da, pe care apoi îi primește înapoi de la guvern, dacă respectă niște condiții, dacă faci un dosar așa de hârtii în spatele acestei campanii electorale, așa. Dar în precampanie, deci în perioada care s-a terminat pe 27 august, că pe 28 august a început campania oficial,
banii care se cheltuie în precampanie sunt bani aruncați pe geam, efectiv. Nu îi putem considera bani aruncați pe geam pentru că ei sunt o formă de publicitate. Corect. Și publicitatea nu înseamnă bani aruncați pe geam. Însă, dacă ne-am uitat la acele banere și panouri și care au împânzit orașul, corturi, eu și colegii din USR am pus mână de la mână 20 de oameni și am plătit 1000 de lei pe 5 banere electorale. 5 banere care au costat 1000 de lei, se vedea că era și calitatea un pic mai... Asta e posibilitatea, da. Dar alea sunt banere pe care pe data de 28 august le-am dat jos și n-am mai avut ce să mai facem cu ele. Și am văzut la alți competitori, nu e treaba mea să dau nume, că au împânzit orașul. Pe la toate colțurile erau banere electorale și mai calitative și un pic mai mari, banere cam la, estimez eu, 300-350 de lei bucata. În momentul în care tu îți pui 30-40 de banere într-un oraș ca Romanul, care costă 12-14 mii de lei, pe care nu ți-i mai dă nimeni înapoi, de unde iei banii ăștia? Cine sunt sponsorii care contribuie cu banii ăștia? Fiecare membru de partid plătește o cotizație, din ce știu eu, și cu cât ai mai mulți membri... Cotizațiile la partide sunt între 1 leu și 10 lei. Dacă ai 10.000 de membri, da, nu are, nu este nicio parte de Roman cu 10.000 de membri, dar ideea e că ca cetățean, și chiar ar fi bine cetățenii să cunoască aceste lucruri, știu că nu toată lumea e interesată de politică, cu atât mai puțin sunt oamenii interesați de subturile astea ale politicii, de finețurile politicii, dar îmi spunea, și asta e o chestie pe care am ținut aminte și cred că o să o țin minte toată viața, îmi spunea după candidatura din 2017, când am candidat prima la funcția de primar, îmi spunea cineva dintr-un partid din astea istorice, cu experiență, îmi spunea: să știi că ai șanse, ai potențial, spui ce trebuie, știi să vorbești, dar îți trebuie, ca să ajungi primar, trebuie să aduni o echipă de oameni de afaceri și să bagi în campanie vreo 150.000 de euro. Iar m-a șocat când am auzit suma. Pentru că 150.000 de euro abia sunt acoperiți, dar nu sunt acoperiți integral, de indemnizația pe care o ia primarul în toți cei 4 ani. Da. Și atunci care e logica să cheltui mai mult decât vei lua salar și... te mai și îndatorezi la niște oameni care îți contribuie cu banii ăștia. Și de ce te îndatorezi? Întrebarea e retorică, sunt sigur că orice telespectator știe răspunsul deja. Și acolo apar contracte, lucrări, licitații. Așa apar lucrări. Da. Și de asta lucrurile merg așa cum merg. Pentru că în campaniile electorale toți politicienii se dau peste cap, adună bani, sponsori, pentru că în România nu există o lege clară a lobby-ului politic și atunci sponsorizările de campanie se fac pe sub masă. Și toți politicienii se dau peste cap, adună zeci, sute de mii de euro, bagă în campaniile electorale și apoi au de plătit banii înapoi. Fie trebuie să îi răsplătească pe cei care au donat, fie trebuie să și îi recupereze. Eu de asta repet, eu nu concurez pentru fotoliul de primar. Eu vreau să mă angajez în funcția de primar, în serviciul municipalității Romașcanii. Să fie foarte mulți angajatori. Sunt foarte mulți angajatori, sunt și câțiva candidați la această funcție. Fiecare alegător vrea altceva și am fost în ultimele 4-5 săptămâni de când a început toată distracția asta, am fost cam în toate zonele orașului. Am ajuns și o să mai trecem o dată prin toate zonele până la finalul campaniei electorale. Oamenii vor, în primul rând, să nu mai fie mințiți, și în al doilea rând ar vrea ca cineva să se ocupe cu adevărat de problemele lor, nu doar în anii electorali, deși nici în anii electorali nu se excelează la capitolul ăsta, dar oamenii ar vrea să le rezolve cineva problemele pe care, și nu sunt probleme absurde, adică am fost aseară într-o zonă, e capătul lumii se află în Roman, să știți, pe strada Teiului. Și pe strada Teiului, nu în zona dinspre, deci cum trecem calea ferată de la pompieri în stânga, ci în partea dreaptă. Sunt și acolo, între gară și strada Teiului, sunt niște case. Și am fost la oamenii din zona respectivă. Știți care e una dintre cele mai mari dorințe ale lor? Să aibă un tomberon în care să-și poată pune gunoiul. În 2020. În 2020, exact. Sunt 10 familii care locuiesc acolo. Au 3 case, mai este un bloc cu 4 apartamente. Sunt 10 familii care locuiesc acolo, care vor un tomberon în care să-și pună gunoiul, pe care să-l ridice cineva o dată pe săptămână. Pentru că unii dintre ei își duc gunoiul în gară, dar nu-i corect, că îi ceartă cei de la gară, că ei plătesc pentru colectarea gunoiului, iar alții își duc gunoiul în colonia fabricii de zahăr, până la care au de mers până la primul tomberon, aproape un kilometru. Și suntem în 2020, adică n-au niște pretenții absurde. În Bălcescu, pe unele străzi din Bălcescu, cea mai mare dorință a oamenilor este să li se termine
lucrările promise și contractate deja de primărie încă din mai 2019 de extinderea instalației de gaz. Și sunt oameni care s-au bazat pe promisiunile fostului primar făcute în primăvară și și-au desființat sobele din casă. Da. Și stau cu centrala și cu caloriferele pe perete și așteaptă să le vină gazul. Și se gândesc, se întreabă dacă ajunge gazul înainte să ajungă frigul. A venit toamna deja. A venit toamna, speră firma care lucrează, chiar am contactat societatea respectivă și am înțeles că în plan și conform contractului vor termina lucrările până la jumătatea lunii octombrie. Să sperăm că nu vine iarna, că nu vine frigul mai devreme de jumătatea lunii octombrie. Deci vorbim de familii și care au copii, că bătrâni. Vorbim de oameni care, indiferent de vârstă și indiferent de numărul și gradele de rudenie dintre membrii familiei, vorbim de oameni. Oameni care au nevoie de apă caldă să facă un duș, oameni care au nevoie de căldură pentru că deja sunt 12-14 grade noaptea, da. Și la casă, la bloc, dacă ai norocul și locuiești în mijloc, poate te încălzești vecine, nu îți bate vântul în perete, dar la casă îți bate vântul în perete din toate direcțiile. Și, repet, suntem în anul 2020. Lucrurile astea se întâmplă doar pentru că la primărie chestia asta e valabilă în orice primărie, aproape în orice primărie din România, pentru că s-a ajuns printr-o luptă din asta foarte înverșunată, în care s-au băgat foarte mulți bani și tot timpul primarii au încercat cu prioritate, evident, să-și recupereze investiția a lor și a coaliților lor, că ăsta e singurul cuvânt care îmi vine în minte. Și interesul cetățeanului tot timpul rămâne undeva în spate. A, știi, punem pavele, da, avem pe un partid care pune pavele, ok, păi mai avem bani, punem pavele. Păi oamenii n-au nevoie de pavele, pentru că legat de, revenind la discuția cu gazul, pe strada Primăverii este și acolo o zonă în care oamenii așteaptă să le vină extinderea rețelei de gaze naturale și când s-a proiectat lucrarea, deci, repet, în 2019, la începutul anului, când s-a proiectat lucrarea, nu existau trotuare în zonă. Și s-a proiectat lucrarea și s-a făcut devizul de lucrări, da, fără trotuare. S-au construit între timp trotuare și acum firma care are obligația să extindă rețeaua de gaze naturale caută împreună cu reprezentanții primăriei o soluție tehnică pentru a acoperi costul lucrărilor de scos dalele și de pus dalele înapoi, pavelele, pardon, pentru că țeava de gaz trece pe sub trotuar. Și nu existau trotuarele când s-a făcut devizul de lucrări. Deci se lucrează prostește, stupid și fără nicio logică. Și fără interes pentru utilizatorul final. De asta, cred că lucrurile astea, și nu cred doar eu, toată lumea crede că lucrurile astea ar trebui să se schimbe și oamenii își doresc o schimbare. Nu știu cât mai sunt de convinși că merită să și meargă la vot pentru ea. Păi asta, văzusem că ați publicat pe Facebook un manifest, i-aș zice, nu? De ce nu mergi la vot? Da, tu de ce nu mergi la vot? Pentru că există, așa cum tocmai spuneam acum, există o categorie foarte mare de alegători care sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți și e normal să fie dezamăgit și vă zic sincer, și eu și unii dintre colegii mei am intrat în politică pentru că am văzut că nu există oameni serioși în politică și n-am intrat, am zis hai să fim și noi neserioși împreună cu ei, ci hai să încercăm să aducem și un pic de seriozitate în clasa politică, pentru că indiferent cine ajunge primar, problemele astea cu extinderea rețelei de gaz, cu lipsa tomberonului din zona respectivă, cu problemele care există în școli, în policlinică, în spital, astea există indiferent cine ajunge primar. Important e să ajungă la conducerea oricărei instituții din țara asta o persoană sau un grup de persoane care chiar vor să le rezolve. Și noi am intrat în politică din nemulțumire, nu pentru parvenire. Majoritatea dintre noi, că aveți ziarul pe masă, e la pagina 2 pentru cei care au primit ziarul, că am distribuit deja. Poți să-l arăt, nu? Vreo 20.000 de ziare. Așa. La e pagina 2... Unde l-ar arăt, nu? La pagina 2 e prezentarea echipei. Oricum se găsește și pe pagina mea de Facebook și am popularizat destul de mult componența echipei USR Plus pentru Consiliul Local și cei mai mulți dintre noi suntem antreprenori sau oameni care lucrează în mediul privat, unii chiar multinaționale. Suntem oameni mulțumiți de viețile noastre, dar degeaba ai tot ce trebuie acasă dacă ieși în fața blocului și n-ai multe din lucrurile de care ai nevoie. Și atunci ne-am hotărât unul câte unul să intrăm în acest
ghiveci, vârtej, ca să nu-l numesc altfel, dar vârtej numit politică. Romantici. Da, în acest vârtej numit politică. Și din nemulțumire și din dorința de a schimba într-adevăr ceva. Deci pe pagina 2 a acestui ziar o să găsiți echipa completă, cum a spus domnul Radu Samson. Pe pagina 3 sunt o parte din proiectele, nu proiecte, din acțiunile din pe care le-ați întreprins. Civice, pe care, civice și politice pe care le-am întreprins eu sau eu împreună cu colegii, că la început în 2017 era mai mult, era echipa foarte mică, între timp am ajuns la o echipă destul de mare și sunt activități pe care le-am făcut noi, echipa USR Plus, fără să fiți la conducere. În folosul comunității, bine, mai mult în dauna conducerii primăriei de multe ori, că a fost și procesul pentru anularea hotărârii prin care s-au majorat, în continuare considerăm în mod ilegal taxele și impozitele și multe alte exemple de genul ăsta și le-am făcut în interesul, nu le-am făcut în interesul dumneavoastră personal sau a domnului sau a oricui de pe stradă, le-am făcut în primul rând în interesul nostru de cetățeni, a fiecăruia dintre noi cei care am participat la acțiunile alea. Și asta cred că ar trebui să vrea orice ales local sau orice candidat la o funcție de ales local să-și dorească să facă în comunitate lucrurile care îi lipsesc lui ca cetățean. Dacă îi lipsește lui ceva acasă, se duce la muncă să-și facă. Presupunem, da. Nu știu, la furat, la muncă, fiecare cu ce se ocupă. Cum poate, da. Așa, fiecare cum poate. Dar când vrei să candidezi la o funcție publică, dacă ești competent și ești mulțumit și de viața pe care o ai înainte de a intra în politică, nu te duci acolo la furat, e clar. Și e adevărat că în politică, și e o părere destul de larg răspândită, că în politică de cele mai multe ori ajung oamenii care nu reușesc să performeze în domeniile lor. Eu nu vreau să comentez. Este și un site, nu tot ei.ro, se numește site-ul. Chiar recomand oricui să-l viziteze și un domn din București studiază, interpretează și verifică informațiile din CV-urile parlamentarilor și a membrilor guvernului. Așa, să avem surprize. Da, el doar le prezintă, adică el nu e în măsură să-i dea afară, sau el doar le prezintă și le spune povestea fiecăruia pe baza parcursului descris de ei în CV. Asta spun, că oamenii care sunt mulțumiți de viața lor din punct de vedere financiar, spiritual, înainte de a face politică, la un moment dat, eu și colegii mei, că nu toată lumea vrea să facă politică și da, într-adevăr, politica e o mare mizerie. E o mare mizerie și datorită intereselor celor care sunt deja împământeniți în politică de ani, dacă nu chiar de zeci de ani. Deci s-au construit niște rețele de interese atât de stufoase în politica românească, încât, credeți-mă când vă spun, nici nu aveți capacitatea să vă imaginați. Și nu pentru că nu aveți capacitatea intelectuală, pentru că nu ați putea crede că există atât de multă răutate în lume și că oamenii sunt capabili de lucruri atât de rele. Dar să ne întoarcem la subiectul nostru, că la primăria Roman. Analiza politicii. Așa, sunt mulți oameni care nu votează. Și am vrut să aflu și vreau în continuare să aflu de la cei care nu merg la vot, pentru că mă întâlnesc și pe stradă cu oameni care zic, doamne, o să citesc, îmi place, ai scris frumos, sau am citit deja că am primit, ai scris frumos, spuneți bine ce spuneți, dar eu nu mai merg la vot, că oricum nu se schimbă nimic. Și vreau să aflu de la oamenii ăștia de ce nu merg la vot, dar cel mai important vreau să aflu ce i-ar convinge să meargă din nou la vot. Și să-mi spună, că unii mi-au și zis, domnule, când o să văd pe unul că faci, o să merg din nou la vot. Și mi-amintește de un banc chestia asta, care însumează foarte bine ideea. Un tânăr candidat în mediul rural mergea pe stradă, vede o bătrână în fața porții, să rămână mamaie, uite, eu candidez la funcția de primar. Mata, mergi la vot? Da. Și cu cine votez? Păi votez cu domn primar. Păi doamne, dar domnul primar n-a făcut aia. Atâtea probleme avem în comun, asta din cauza domnului primar. Păi da, dar el deja e acolo. Păi da, doamnă, și pe mine o să mă votați vreodată? Să știi că am să te votez când o să ajungi primar. Bineînțeles. Da, asta se... Da, toată lumea așteaptă să vadă pe unul în funcție că face și apoi îi oferă încrederea. Dați încrederea cuiva, ok, i-a stat lui Vasile încrederea sau partidului X, v-a dezamăgit. Ați încercat cu partidul Y, v-au dezamăgit și ei. Încercați cu partidul Z, cu un partid nou, cu un candidat nou, care n-a mai ocupat o funcție politică sau o funcție publică. Poate, într-adevăr, e capabil și interesat să facă ceva. Și dacă nu face, oricum cu ceilalți știți sigur că 4 ani sunt pierduți. Dați-i o șansă și astea și s-ar putea să câștigați 4 ani. De-a lungul vieții avem posibilitatea să votăm, cred că pentru primar,
de vreo 10 ori, cei mai norocoși de vreo maxim 15 ori. Da. Da? Deci de-a lungul vieții votăm 10, 15, 17 primari dacă suntem foarte longevivi. Nu e atât, nu sunt atât de mulți. Trebuie să încercăm de fiecare dată altul și altul până îl găsim pe la bun, pe care să-l votăm după aia cu încredere pentru că e primar. Dar prima dată trebuie să dăm cuiva posibilitatea să demonstreze. Și dacă aia dinainte n-au demonstrat, dați posibilitatea unor oameni noi, că suntem noi, că sunt alt partid. Dați posibilitatea unor oameni care n-au mai fost în funcții să demonstreze că pot să facă. Echipa USR Plus, pe care o reprezentați și în numele căreia o să vă angajați în fața Romașcanilor ca primar, da, deci am evitat fotoliul ăla, s-a remarcat pe scena politică ca fiind o echipă revoluționară încă de la începuturile partidului, USR-ului. Da. Revoluționar la modul, mă, frate, ar trebui să scăpăm de chestiile vechi care nu mai sunt funcționale, nu sunt eficiente, să încercăm să schimbăm nu doar sistemele, ci și mentalitățile. Și uitându-mă pe proiectele astea pe care le aveți prezentate aici, văd că în mare mergem cam pe aceleași pe care le prezintă și celelalte partide. Ce e în plus? Ce e diferit totuși? Adică... Dați-mi un exemplu concret și vă explic. Toată lumea vorbește de infrastructură. Infrastructura e la ordinea zilei. Dacă ați sta în Bălcescu pe strada Zebrei, ați vrea să auziți oameni vorbind despre infrastructură. Aș vrea să o văd făcută, nu să se vorbească despre ea. Da, aș vrea să o vedeți făcută, dar ați vrea... Astea sunt problemele orașului. Am mai auzit discuții printre candidați că eu am fost primul care a zis despre nu știu ce chestie. Da, ok, și eu am fost primul care a zis câteva din lucrurile pe care le avem în program. Programul nostru, nu știu, al celorlalți le-am citit, nu-mi dau cu părerea despre ele. Programul nostru este singurul program care este structurat, care acoperă cam toate ariile de interes, este structurat pe fiecare domeniu, deci avem e structurat pe 9 domenii. Și include, eu nu spun că conține niște promisiuni pe care le facem noi, conține niște lucruri de care orașul are nevoie. Că de asta sunt măsuri care se regăsesc și în programul nostru, și în programul lui X, și în programul lui Y. N-am inventat noi lipsa asfaltului. Corect. E există, e o problemă care trebuie rezolvată. N-am inventat noi... parcul ăsta din poză de pe Alea Liliacului, unde se tunde iarba o dată la 2 ani și se strânge gunoi o dată la 3 luni. Deci nu am inventat noi. Astea sunt probleme care există. Sunt probleme care există și pe care oamenii le vor rezolvate. Și nu doar le vor, că tot au vrut ei săraci de ani de zile. Sunt probleme pe care orașul are nevoie ca cineva să le rezolve. De asta n-am inventat noi nici pistele de biciclete, cum nu le-a inventat niciun candidat din Roman, n-a inventat pistele de biciclete. Ele datează în alte țări de 70-80 de ani. Da. Așa, deci nu le-am inventat noi pistele de biciclete. Întrebarea este cine o să aducă primul piste de biciclete și cine are capacitatea, într-adevăr, să facă acest lucru și cine poate să convingă în campania electorală că e atât de interesat încât să se țină și de cuvânt după alegeri. Că, cum spuneam, cu 10 minute, asta e problema cea mai mare. Văd, eu am să le iau pe sărite, da? Sigur. Văd aici o imagine a policlinicii. Aici e policlinica, nu? Da. Policlinica Spitalului Municipal de Urgență. Dispensar Policlinic, Spitalul Municipal de Urgență. Nu știu dacă se vede ce scrie acolo, că e o placă de povremea lui Pasvante, cred că e pus acolo. Noi avem două policlinici cu probleme în Roman. Policlinica Spitalului Municipal și policlinica cu plată, care, într-adevăr, este într-un sistem public-privat, înțeleg, și nu se poate face nimic, deși oamenii se plâng de ea de ani de zile. Că arată ciudat, că e foarte greu să urci, în primul rând, că ea a fost construită de așa natură încât nu poți urca dacă ai un picior rupt, de exemplu. Da. Care sunt soluțiile pentru problemele astea pe care deci, oamenii... Pentru policlinica cu plată, și vorbim aici de policlinica de lângă terenul de sport al Colegiului Național Roman Vodă, ca să clarificăm. Da. Deci e policlinica cu plata aia de lângă Colegiul Național Roman Vodă și e policlinica spitalului, cea de lângă spital. Da. Care e mare, are toate specializările acolo, cabinete de toate specializările, n-are lift. N-a avut niciodată lift. Păi și e o problemă, că n-are având în vedere că ortopedia e la etajul 2. Nu știu cine a pus ortopedia. Am fost acum 3 luni, cred, cu o problemă la cot. Și nu mă durea în cot că vin alegerile, așa, dar am avut o problemă medicală
Și am stat la coadă acolo și mă uitam că ți-e rușine când te duci cu o problemă din asta mică de oamenii care se chinuie 5-10 minute să ajungă până la etajul 2 pentru că sunt cârje, pentru că sunt căruți, și ți-e rușine și îți vine să-i lași pe toți să treacă în fața ta. Nici n-am mai ajuns la consultație până la urmă pentru că și programele doctorilor sunt foarte scurte și foarte intercalate cu operațiunile din spital, dar policlinica e așa nu de 3 luni de când a fost eu acolo. E așa de 30 de ani și e pe zi ce trece tot mai rău. Adică acum 30 de ani probabil policlinica era frumoasă și modernă. Acum 20 era decentă, acum vreo 10 începea să scârție și azi e într-o stare deplorabilă. Și dacă mai trec încă 1, 2, 5 ani, cred că o să înceapă să le cadă tencuiala în cap pacienților prin policlinică. O greșeală în opinia mea a fost înstrăinarea cabinetelor din policlinică, pentru că acum tocmai asta cauzează o problemă în renovare, că sunt cabinete care sunt private, au fost cumpărate de doctori care nu le-au cumpărat ca să se împroprietărească ei, le-au cumpărat ca să fie sigur că investițiile pe care le fac în cabinete sunt în beneficiul lor și nu azi modernizează cabinetul și mâine vine primăria și îl închirează altuia care e prieten cu primarul. Și din toate lucrurile astea făcute așa fără cap, s-a ajuns în situația în care suntem. Soluții legale există și pentru parteneria public-privat. Sunt o grămadă de clădiri în Oradea care au fost reabilitate de primărie sau cu ajutorul primăriei sau cu credite fără dobândă oferite de primărie. Astfel de clădiri de interes public. Deci soluții există. Ca să trasăm încă o dată o linie clară între cele două, între policlinica spitalului și policlinica cu plată, să renoveze primăria policlinica cu plată e ca și cum aș cere primarului să deschidă casa 3 de la supermarket. Deci nu se poate. Nu, la fel de mai degrabă poate primarul sau echipa de la conducerea primăriei să vă reabiliteze energetic blocul, apartamentul dumneavoastră, decât să renoveze policlinica cu plată. Ea e o clădire privată. Cu toată? Ce, din câte știu eu, da. Policlinica cu plată, da. Ce poate să facă primăria dacă constată că clădirea e suficient de degradată sau constituie un pericol pentru trecători? Sau așa, poate să mărească impozitul până la 500%. Da, știu, există, pentru a-l obliga pe proprietar. Nu, în Roman s-a făcut, cred că, pentru un singur imobil anul ăsta, pentru o casă de pe strada Ștefan cel Mare. Parcă așa țin eu minte. Da. Da, la alte primării, majorarea impozitului la 500% e o chestie care se face prin hotărâre de consiliu local separat pentru fiecare imobil. Și au fost la alte primării câte 70, 80, 100 de hotărâri de consiliu local în aceeași ședință, s-au votat toate în bloc. Da, sau eventual dacă au fost obiecții, a ridicat un consilier mâna și a făcut o obiecție la una din ele, dar în principiu s-au votat în bloc. La Roman a fost o singură proprietate, deși dacă mergem prin Roman vom constata că există multe proprietăți care sunt private și nu sunt corespunzător întreținute de proprietari. Pe altă parte, înțeleg, nu-și permite să majoreze impozitul la 500% pentru un proprietar care are o casă neîngrijită pe strada Ștefan cel Mare sau pe, nu știu ce, stradă în Bălcescu, când primăria are casa Celibidache în mijlocul orașului. Care este primăria nu mai are casa, mai are? Ia Consiliului Județean? Dacă eu am un apartament în proprietate în care mișună șobolanii și am discuții toată ziua cu vecinii despre faptul că de la mine din apartament mișună șobolanii, dar într-o zi vi-l închiriez dumneavoastră, da, nu înseamnă că eu nu mai am problema sau că am rezolvat-o. Bineînțeles. Înseamnă că am aruncat vina la altcineva. Așa a făcut primăria și cu casa Celibidache. E cumpărată în 2012 și abia în 2020, după, cred că s-au făcut teancuri de proiecte și de hârtii în legătură cu casa Celibidache, dar nu s-a bătut un cui efectiv la clădire. După teancuri de proiecte și hârtii făcute în decursul acelor 8 ani, după două rânduri de alegeri câștigate cu promisiunea reabilitării casei Celibidache, așa primăria a pasat-o la Consiliul Județean. De ce a luat-o Consiliul Județean? Dacă a făcut Consiliul Județean suficient de repede ce a promis că face, asta nu mai face subiectul discuției noastre, dar 8 ani de zile era timp la câte lucruri s-au făcut în orașul ăsta, cu bani direct din bugetul local, deci nu cu fonduri europene, în 8 ani de zile câte 50.000 de lei dacă se investeau în clădirea aia și tot era într-o stare mult mai bună azi decât este.
Există acele puncte de interes pentru romașcani în municipiul roman care sunt folosite constant ca subiect de campanie electorală. E cinematograful Unirea, da. Casa Celibii, dacă e Artera Ocolitoare. Policlinica, este, policlinica, vreme, da, da, exact. Da. Și totuși ele nu se schimbă. Ajungem, că vorbeam de topul încrederii, ajungem la concluzia logică că ele sunt lăsate anume în stadiul ăsta, că altfel nu ar mai exista un motiv de promisiune la următoarea campanie electorală. Mie mi se pare foarte, adică nu știu dacă e, dacă circulă în public ideea asta, dacă circulă în mentalul colectiv, dar mi se pare foarte greșită, pentru că putem, în primul, oricum nu poți să rezolvi toate problemele din oraș în 4 ani. Sunt probleme pentru 20 de ani în oraș, dacă vrei, da. Și există probleme și acolo unde noi nu vedem probleme. Circula pe internet zilele trecute o colecție de fotografii de la școala din Ciugud, care e o școală, arată, știți cum arată școala din Ciugud? Cum arată cinematograful Unirea în proiecțiile alea pe care le vând politicienii în campanie electorală. Da. Exact așa arată școala din Ciugud, doar că nu arată pe o hârtie, ci în realitate. Și adică e făcută la linie, culori, tot felul de măsuri pentru copii, teren de sport, cu, deci nu sunt chestii pe care inclusiv o pistă de atletism, exact, dacă în jurul curții interioare, exact, în curtea interioară, în jurul curții, adică sunt niște lucruri pe care, la care noi în Roma nici măcar nu putem să ne gândim că ar exista așa ceva. Și e o școală dintr-o comună din județul Alba din România. Și revenind la ideea cu școala, în roman există probleme pe care le avem, centura, cinematograful, Casa Celibii, dar există și probleme pe care nu suntem conștienți că le avem. De exemplu, școala, fosta școală 5, nu știu care e denumirea. Cu Zavodă, că e pe strada cu Zavodă, da. Școala 5 e o școală care e considerată modernă în orașul la noi. Și totuși nu are o grămadă de lucruri care există la școala de la Ciugud, din comuna Ciugud, din județul Alba. Deci avem probleme și pe care nu le conștientizăm datorită problemelor mai grave pe care le avem. Adică nu știm că avem cămașa demodată pentru că avem papuci rupți. Nu putem să ne gândim la cămașa demodată pentru că avem papuci rupți în momentul ăsta. Ei, într-un mandat de primar, în două mandate de primar, dacă reușim să ne lipim papucii, adică sau să ne cumpărăm alții, să asfaltăm toate străzile din oraș. Și am auzit nicio stradă fără asfalt, am auzit tot felul de sloganuri din astea frumoase, care au rămas sloganuri și atât, nu s-au concretizat. Dacă reușim în 4 ani sau în 8 ani să asfaltăm toate străzile din oraș, să asigurăm acces la apă, gaz și canalizare prin rețele funcționale, că și asta e o întreagă discuție în zona Bălcescu, prin rețele funcționale și exploatabile tuturor locuitorilor din Roman să aibă utilități de bază, că sunt de bază astea, nu sunt niște pretenții. Adică în 2020 nu mai e o pretenție să ai canalizare. E o chestie care ține de normalitate. Corect. Da. Și dacă reușim în următorii 4 ani, maxim 8, să asigurăm toate lucrurile astea și să fim siguri că funcționează încălzirea în toate școlile și că avem apă și săpun și hârtie la toate băile din toate instituțiile publice și că avem apă caldă în saloane, în spital și în școli, atunci putem să trecem la să o luăm pe drumul pe care e deja departe de noi, comuna Ciugud, și să ne apucăm de făcut lucruri extraordinare. Dar deocamdată, într-adevăr, trebuie să rezolvăm problemele astea urgente și rapide. Și mi-e ciudă că s-au cheltuit în ultimii 2 ani din bugetul local al romanului pe următorii 15 ani, pentru că s-au cheltuit dintr-un împrumut, 20 de milioane de lei pe pavele. Eu știu, și nu o spun ca o critică, o spun ca o constatare prin comparație cu problemele urgente pe care le avem. S-au cheltuit 20 de milioane de lei pe pavele pentru niște trotuare care erau abia asfaltate cu 2-3 ani în urmă în anumite zone. S-au decopertat, s-au spart, s-au pus pavele, uite ce frumos, și acum venim și le scoatem ca să punem gazul. E mai ușor de scos pavele decât de decopertat. Da, ok, dar nu era mai simplu de pus întâi gazul. Bine, e o zonă unde au fost asfaltate și apoi sparte și puse pavele și alta zonă în care au fost construite și acum vin să le scoate să pună gazul. S-au băgat 20 de milioane de lei în condițiile în care se puteau reabilita trotuarele cu asfalt, simplu, era mult mai la îndemână, doar scoteam asfaltul vechi, puneam asfaltul nou la același nivel, pentru că în Bălcescu există o grămadă de străzi unde oamenii se plâng că trebuie să-și ridice porțile, că le vine toată apa în curte,
pentru că trotuarul ajunge pe anumite străzi până la genunchi, efectiv. Dacă mergi pe lângă trotuar, trotuarul e la genunchi. Uh-huh. Deci nu sunt făcute nici cu cap. Deci n-au gândit-o. Așa, n-au gândit-o, n-au proiectat-o sau pur și simplu au încercat să facă lucrurile cât mai ieftin și decât să sape ca să construiască la nivel cu strada, au pus deasupra, aducem și strada sus și o să uite lumea așa la mașini când trec prin fața geamului la un moment dat. Și de 20 milioane de lei se puteau reface toate aceste trotuare cu 5 milioane de lei cu asfalt și mai rămâneau 15 milioane de lei de care puteam să rezolvăm probleme urgente. Policlinica, școala 2 are probleme destul de mari, grădința de pe Ion Creangă are probleme destul de mari. Adică trebuie să facem priorități din prioritățile reale ale comunității și nu din lucrurile pe care cred eu ca primar din birou că ar trebui să le facem. Atunci ce ar trebui, un dialog mai larg cu cetățenii? Adică înțeleg că din primărie există persoane care se ocupă de anumite zone din municipiu, există. Care ar trebui să colecteze cumva informații din teritoriu și să-i le aducă la cunoștință primarului, care este... Ajungem aici la un alt subiect. Într-adevăr, pe partea de dialog, primăria trebuie să discute cu conducerea instituțiilor din subordine. Toți directorii de școli pot să spună, domnul primar, la sfârșitul anului școlar, nu aproape de începutul anului următor, la sfârșitul anului școlar avem problemele astea. Pac, pac, pac. Da. Și face o listă. O trimite la primărie, primăria are toată vara la dispoziție să le rezolve. Corect. Și când începe anul școlar pentru profesori pe 1 septembrie, lucrurile deja spuse la punct și dacă e nevoie se mai pot face mici retușuri până începe școala și pentru elevi. Nu se procedează așa. Lumea se grăbește să plece în concediu la sfârșitul anului școlar și mă refer aici la dezinteresul pe care îl arată conducerea primăriei, de obicei, pentru felul în care arată școlile. Profesorii, oricum, iau aceleași probleme pe care le aveau și anul trecut în școală, deci nu... S-au obișnuit cu ele, s-au adaptat. Să scoată lista din dulap și să dea tot pe aia de anul trecut, de cele mai multe ori, și nu se comunică. Și se apropie sfârșitul, se întoarce lumea din concediu și hai să rezolvăm școlile ca acuși. Începe și vin părinții și nu sunt mulțumiți. Da. Da. Și se apucă de dat cu vară în jurul ușii, de rezolva probleme din astea care sunt foarte, foarte urgente. Nu știu, e spart o țeavă, e stricată pompa de alimentare cu apă sau probleme care sunt urgente că nu poate funcționa școala din cauza lor. Asta cu datul cu vară în jurul ușii, ca să vadă părinții că e frumos. Da. Așa? Și se rezolvă probleme mărunte și problemele grave rămân în continuare acolo, problemele pentru vechi. Pentru anul următor. Problemele vechi rămân pentru anul următor. Există probleme de rezolvat pentru următorii 20 de ani, dacă vrem să rezolvăm problemele pe care le avem. USR Plus USR Plus a identificat aceste probleme, are soluții pentru ele? Da, sunt toate aici în ziar, sunt toate, dacă ar fi fost să ne apucăm de scris soluții pentru fiecare problemă, de pe fiecare zonă, de pe fiecare stradă din fiecare zonă, ar fi trebuit să scriem o carte, nu încăpeau într-un ziar. Ideea este că ar fost o carte interesantă pe care probabil n-ar fi citit-o nimeni, oamenii știu ce probleme au în zonă. Așa. Ce vrem noi să facem dacă ajungem în conducerea primăriei? Vrem să păstrăm dialog cu toți reprezentanții instituțiilor din subordine, cu asociațiile de proprietari, dar vrem să fie un dialog deschis. Adică și am fost și cu 3 luni, cu 5 luni în urmă, am fost pe la asociații de proprietari, am fost și acum mai recent și am întrebat pe oameni, spuneți-mi ce probleme aveți în zona noastră. Păi avem canalul ăsta care e colmatat de 5 ani și se înfundă foarte repede pentru că e colmatat, a rămas foarte mică calea de trecere pentru deșeuri, se înfundă la câteva luni, chemăm să-l desfunde. Dar nimeni nu vine să-l decolmateze, să-l curețe. Sau dacă nu se mai poate curăța, să-l înlocuiască cu alt canal, să-l refacă. De ce? Pentru că nimeni nu e interesat. Primăria arată cu degetul la apa serv arată cu degetul la primărie. Canalul este al primăriei și este dat în concesiune cine a trebuit să se ocupe? Serv. Am înțeles că nu e al meu, dar e al tău, dar e dat al cuiva. E o lacună contractuală. Deci un contract nu scrie. Scrie că apa serv are obligația să predea în stare de funcționare sau în aceea stare în care a preluat rețeaua de distribuție a apei și de captarea deșeurilor și de modernizare nu scrie nicăieri. Scrie că apa serv trebuie să plătească o redevență de 2%, cred că 2% redevență, da. Nu știu sigur dacă mi-am zis corect, o redevență de 2%, dar nu plătește în bani primăriei ca primăria din banii aia să poată să facă ceva. Apa serv are obligația ca din redevența aia pe care o datorează primăriei să facă investiții în extinderea rețelelor. În extindere. Nu spune exact. Și de... Nu în modernizare. Și atunci e o gaură în contract că de modernizare nu trebuie să se ocupe nimeni.
Dar dacă nu se ocupă nimeni, eu consider că pică în atribuția proprietarului. Iar proprietarul rețelei de apă și canalizare este municipalitatea. Și municipalitatea are oameni specializați pentru decolmatări, de exemplu? Cum găsește firme care să pună pavele, poate găsească și firme care să decolmateze, deci, sau să modernizeze canale. Deci serviciu externalizat serviciul ăsta. Se poate externaliza, se pot angaja dacă se consideră necesar, se pot angaja direct în subordinea primăriei oamenii specializați care să rezolve problemele astea. Nu e vorba de cum rezolvăm problema fix, punctual, pas cu pas, ce facem. Adică dacă avem demontat un bec la un stâlp, păi ce o să faceți, domn primar? Păi o să-l sun pe șeful de la așa, el o să-l sune pe șeful de la așa și el o să-l sune pe electrician și ăla o să meargă să cumpere becul. Deci nu ăsta e lucru care ne interesează. Ne interesează ca cineva într-adevăr să vrea să rezolve problema. Și probleme există în toate cartierele, canalizarea, problemele cu canalizarea chiar sunt foarte frecvent întâlnite în toate zonele de blocuri din oraș. Când plouă puțin mai tare, deja avem câteva piscine în Da, pentru că sunt colmatate canalizările, există zone în care sunt sau au fost fabrici de pâine și toate deșeurile de la fabricile respective, de la brutăriile respective, au fost deversate în canal și s-au depus pe conducte. Da, iar nu-i vina lor. Putea să le spună ceva, domnule. Activitatea. Da, ei își desfășoară activitatea pentru care plătesc impozite, plătesc taxe, plătesc salarii la angajați. Și decolmatarea. Exact, și decolmatarea. Primăria, din banii pe care îi încasează din toate sursele astea de venit, ar putea să folosească o parte pentru rezolvarea problemei. Asta o să faceți? Da, bineînțeles. Și știu toate... E o chestie care se poate vedea la prima ploaie. Deci după 27 o să fie alegerile și vor începe ploile. Da. Și ar trebui să vedem... Mandatul viitorului primar o să înceapă undeva în jur de 10 octombrie. Ah, da. Atunci în primăvară când o să se topească... Dar astea sunt probleme care sunt rezolvabile. Trebuie doar voință și trebuie doar într-adevăr să vrei să te ocupi de ele. Că dacă primăria sau conducerea primăriei e preocupată doar de marile proiecte, da, de lucrurile mici nu se ocupă nimeni. Oamenii din primărie, șefii de direcții, directorii de direcții, șefii de servicii și directorii de direcții, ei au inițiativă, dar de multe ori nici nu e încurajată inițiativa, pentru că li se dă altceva de făcut. Da. Deci există compartimente și există angajații necesari în structurile primăriei pentru a rezolva toate problemele astea în regie proprie. Și în ceea ce privește spațiile verzi și în direcția municipal-locato există instalatori care se pot ocupa de canale, că municipal-locato e copilul adoptiv al primăriei, că înainte a fost vecin cu primăria, a fost companie separată și primăria încheia în fiecare an contracte cu municipal-locato de curățarea gaigărilor, de curățarea canalelor și acum de când municipal-locato e acolo în curte la primărie cu toți angajații pe care îi avea înainte, nu se mai fac operațiunile astea. Există o explicație? Nu. Există o explicație foarte politicianistă și nu cred că vreți să o auziți. Cine, de ce, ce interese are și cui dă bani pentru ce, nu face obiectul discuției noastre acum. Mobilitate urbană, vorbim despre ea, e vorba de acest mod de a te deplasa prin oraș într-un timp cât mai scurt posibil și fără să-i deranjezi pe ceilalți? Cred că nu doar timpul ar trebui să fie factorul principal, ci și poluarea e un aspect al capitolului intitulat mobilitate urbană. Și mobilitatea urbană e o chestie pentru noi cei din Roman, discutăm despre ea ca despre un lucru din viitor, așa, ca despre realitatea virtuală, discutăm de mobilitatea urbană, pentru că nu există piste de biciclete, nu există autobuze ecologice. Dar, pe parte, Romanul nu este o metropolă. Dacă mergi pe jos, în Roman faci 15 minute dintr-un capăt în altul. Ei, nu chiar, 15 faci vreo 40 de minute dintr-un capăt în altul și vă zic că dacă mergem din Favorit până în Cartierul Muncitoresc, n-ai cum să faci 15 minute. Ok, da, corect. Eu câteodată uit că există și alte... Eu locuiesc în zona centrală și câteodată uit că există alte cartiere. Mai zic, dacă mergeți din Bălcescu, de unde va de lângă podul către Gădinți până în colonie la Zahăr, clar nu faceți 15 minute, s-ar putea nici 40 să nu fie destule. E un oraș atât de mare încât să ne punem problema timpului pierdut pe drum? Nu e vorba de timpul pierdut pe drum, e vorba de mijloace alternative de deplasare, e vorba de comoditatea de a-ți lega bicicleta în fața instituției sau în fața barului sau în fața cofetăriei la care mergi. Pentru că cu mașina faci tot 10 minute cum faci cu bicicleta, te mai enervezi în trafic, că mai sare un pieton, unde nu-i trecere de pietoni, e, nu știu, o mașină de școală de șoferi, e un camion, te mai enervezi de la diverse lucruri, pe când dacă ar fi piste de biciclete și ai merge cu bicicleta și ar fi piste cu sens, adică să nu se circule din ambele direcții,
atunci nu te mai incomodează nimic. Faci tot 10 minute, că mergi mai încet poate cu bicicleta. Că, nu știu, pe Bulevardul Republicii la deal nu poți să pedalezi cu 40 la oră. Corect. Așa, mergi mai încet cu bicicleta, tot 10 minute faci, dar ajungi acolo mai relaxat, mai sănătos și, de ce, nu e și mai ieftin să mergi cu bicicleta decât cu mașina. Păi și un dulaș. Și e și mai puțin poluant. Păi n-ai un solaș, pentru că în Roma nu există nicăieri parcări pentru bicicletă. Ajungem la altă poveste, la această parcare improvizată pe care ați publicat-o și pe, deci, pe Facebook. În Roma există, din câte știu eu, poate mai fi vreun loc undeva pe care nu l-am observat, dar din câte știu eu, există două locuri unde poți să-ți pui bicicleta organizată. Adică trei locuri. Există la supermarketul construit acum câțiva ani în zona gării, acolo ei au stand pentru biciclete. Mai este un bar în centru care are un stand pentru, cred că, 4-5 biciclete. Și mai există la primărie acel tot stand pentru biciclete. E în salea... Când eram copii, de 50 de ani, da, exact. E pus când s-a construit primăria, cred că s-a pus ăla acolo și așa a rămas. Sau poate nu știu. Dar ele erau peste tot la un moment dat. Erau peste tot la un moment dat, nu știm unde și de ce au dispărut. Sunt foarte... Primăria subestimează, pentru că de obicei primarii merg numai cu mașina și eventual cu ochii în telefon când conduce șoferul și nici măcar pe geam nu se uită primarul. Primarii subestimează importanța deplasării cu bicicleta sau subestimează numărul de utilizatori de biciclete din Roma. Sunt foarte mulți oameni care merg cu bicicleta la serviciu, de la serviciu, la plimbare cu copiii și ar fi mult mai mulți dacă ar putea să o facă în siguranță. Că eu mă uit uneori la oamenii care merg cu bicicleta pe E85, că lucrează la fabricile din zona nordică a orașului și mă uit așa cu frică la ei când îi văd în mașină, că trec camioanele la... Da. Un metru de ei și numai de la curentul ăla care se face poate să te arunce pe trotuar sau poate să te tragă sub camion. Și totuși oamenii ăștia merg de zeci de ani așa la serviciu. Sunt obișnuiți, le-ar prinde bine o pistă de biciclete pe care să ajungă de la fabrica la care lucrează ei până în cartierul Bălcescu, unde locuiesc. Sau în Favorit. Deci nu trebuie 100.000 de piste de biciclete pe toate străzile. Trebuie 2-3 trasee mari pe care să poți ajunge în punctele importante ale orașului. Dar ce ar implica construcția asta de piste ciclabile? Vă spuneți aici de construirea a două trasee ciclabile care să străbată transversal orașul pentru a crea posibilitatea de a traversa orașul cu bicicleta, dar și a unui traseu ciclabil care să înconjoare orașul pentru a pune la dispoziție celor interesați de o nouă posibilitate de petrecere a timpului liber, sport și așa mai departe. Ce implică? Pentru că vorbeam și cu alți candidați și întrebarea a fost aceeași. Străzile, dacă ele nu se lățesc de undeva. Nu, trebuie să iei spațiul ăla ca să faci trasee ciclabile și atunci din centru, dacă spunem, din patru benzi, două le vei ocupa cu traseu ciclabil și vei rămâne cu două benzi pentru auto. Nu, pe centru nici... Nu luăm deoparte ca să... Nici nu cred că e voie pe centru pentru că e drum național. Nu știu dacă e voie. Dacă merg ăștia pe europeană... Da, bun, e voie să mergi cu bicicleta, nu știu dacă e voie să restrângi drumul european de la 4 benzi la 2 benzi pentru că așa e tu chef să faci piste de biciclete, dar asta e o chestie pe care nu pot să o decid eu. Nu, adică nu sunt atât de arogant încât să cred că eu am capul atât de mare și vreau să fiu primar, că am eu toate soluțiile la toate problemele în cap. Știu sigur și am discutat cu colegii, avem harta orașului la sediul partidului, probabil toate partidele au harta orașului la sediu și ne-am uitat cam care ar fi zonele prin care s-ar putea face acele trasee. Dar nu e o decizie pe care pot să o iau eu, ca neavizat, da. E o decizie care trebuie luată împreună cu aparatul de lucru al primarului și împreună și trebuie consultată și făcut un studiu în acest sens de către o firmă care are experiență în domeniu sau în care lucrează oameni care au studii în domeniul ăsta, care au mai făcut studii de trafic. Există în primărie direcția de urbanism, există comisie de trafic la nivel de primărie, dar în momentul în care vrei să faci un studiu de trafic și, din câte am înțeles, e deja comandat sau urmează să se comande un studiu de trafic. Sper că se comandă la o firmă pe bune și nu la o firmă care e prietenă cu vreo cineva de prin primărie, cum se mai practică, pentru că studiul ăsta de trafic și măsurile pe care le voi lua eu sau alt primar pentru îmbunătățirea mobilității urbane, că mobilitatea urbană nu e un scop în sine, e un proces. Așa, pentru îmbunătățirea mobilității urbane, măsurile astea nu impactează orașul pe următorii 5 sau 10 ani. Ele se implementează cu puțin noroc în următorii 5 sau 10 ani, dar afectează sau reglementează felul în care o să se desfășoare circulația în oraș în următorii 50 de ani.
Pentru că nu se fac foarte des astfel de modificări. Și atunci dacă stabilim că facem un traseu, nu știu, care începe din... de la pod de la Gădinți, că tot așa vrem să începem de undeva de la marginea orașului, care să traverseze cartierul Bălcescu și apoi să urce pe Mihai Viteazu, sau paralel cu Mihai Viteazu, pentru că mai există și alte drumuri, paralel cu Mihai Viteazu și să ajungă până în zona industrială, unde sunt toate fabricile astea de la nordul orașului. Nu vreau să dau numele niciunei fabrici, că nu facem reclamă, din câte știu. Așa, dar e zona industrială veche a orașului, foarte mulți lucrează acolo, la magazine, la depozite, la fabrici. Și oamenii ar avea nevoie să ajungă cu bicicleta la serviciu, dar fără să-i calce camionul, fără să le fie pusă viața în pericol și fără să-i fugărească câinii prin anumite zone. Și... Da. Deci un traseu se poate face. Și am studiat harta orașului, știm care sunt variantele de trasee, dar nu-mi permit să fac o speculație care ar fi o promisiune electorală. Ar avea, în opinia mea, valoarea unei promisiuni electorale, că o să fac piste de biciclete pe strada Mihai Viteazu sau pe strada cu Zavodă, și ar avea valoare de promisiune electorală. Și ajung în primărie și discut cu Comisia de Trafic și cu arhitecții de la urbanism și ajunge la concluzia că nu facem pe strada aia, facem pe următoare. Deci n-aș vrea să nominalizez un traseu. Deci e important să facem două trasee care să traverseze orașul de la est la vest, de la est la vest, de la nord la sud, aproximativ. Da. Așa? Și în jurul orașului, că tot promit alții faleze și alte povești, așa, eu aș vrea să facem, dacă tot se face faleza aia, aș vrea să o întindem și să facem un traseu pe care circular. Îl putem parcurge circulabil cu bicicleta, să fie circular în jurul orașului, care să ajungă inclusiv până la confluența celor două râuri care împrejmuiesc orașul. E o zonă foarte frumoasă. Da, dar mai e pe teritoriul municipiului acolo? E teritoriul municipiului, da. La confluența? Nu, știam că e teritoriul... partea aia, altă, la Gădinți sau... Știu că e teritoriul municipiului. Ne ducem până la marginea. Da, până la marginea. Zona, într-adevăr, zona e foarte frumoasă și nu e deloc exploatată. Adică în zona aia s-ar putea organiza un camping pentru rulote, pentru picnicuri, pentru... Nu există, adică, pentru rulote. Noi ne-am îngrămădit aici în oraș cu toate activitățile noastre și am construit una peste alta și una lângă alta și avem o grămadă de teren la marginea orașului neexploatat și zone frumoase, exploatabile, pe care oamenii ar vrea să meargă să le vadă. Momentan nici cu bicicleta nu prea poți să ajungi până acolo. Păi nu e niciun drum până acolo. Exact. Dacă nu mă înșel, este unul care duce pe Biută. Sper să nu mă înșel, tata, când eram mai mic și el încă era pe scară, îmi povestea că se ducea spre confluență, pe nu știu ce drum există ușor, niște poteci, există niște poteci, dar nu există un drum practic, un drum pentru mașină, clar, nu există nici măcar pentru mașini mai înalte, da. Și un drum pentru biciclete, cu bicicleta în principiu poți merge oriunde, dacă ești destul de stăpân pe bicicletă și dacă ai o bicicletă destul de solidă. Deci luați în calcul inclusiv amenajarea a ceva în... Da, mie mi-ar plăcea să avem un traseu pe care să-l putem parcurge cu bicicleta de jur împrejur orașului, pe malul celor două ape, undeva clar ar trebui să traverseze 85 traseul respectiv în zona nordică a orașului și te duci pe 7 km. Nu trebuie să fie o rută ocolitoare. Ruta ocolitoare o să se construiască, există deja proiectul la minister, o să ocolească Romanul, ruta ocolitoare a Romanului, adică o să fie destul de departe de oraș și e foarte bine. Traficul va fi deviat, nu o să mai avem atâtea camioane prin oraș și atunci poate găsim atâtea camioane, atâtea mașini în general prin oraș și atunci poate o să găsim și spațiu pentru pistele de biciclete. Dar un traseu în jurul orașului care ar avea vreo, cred că am calculat, 9 sau 10 km, ar fi un traseu perfect de parcurs cu bicicleta împreună cu familia într-o duminică. Deci atât de jur sportiv în jurul cât orașului. Și atâta relaxare. Exact, exact. Nu idee. Astea sunt niște idei pe care le-ați ascultat până acum ale echipei USR Plus. L-ați ascultat pe domnul Radu Samson, candidatul pentru funcția de primar. Da, sunt candidat la funcția de primar, nu la fotoliul de primar. Nu la fotoliu. Da? Dar ar fi interesant să folosim în loc de fotoliul de primar să fie taburetul. E pui omul în taburet de bucătărie de 10 lei. În 2017 am zis în campanie electorală, aș fi spus-o și acum, dar trebuie să mai schimbăm și comunicarea, că și noi evoluăm. Am zis că eu nu candidez la fotoliul de primar, ci aș prefera să mi se dea o salopetă de primar, pentru că sunt multe lucruri de făcut. Da, 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 da. Fain asta, o salopetă de primar. Da.
domnul Radu Samson, candidatul USR Plus. L-ați ascultat, ați ascultat că o parte din ideile cu care se prezintă în fața dumneavoastră și cu siguranță o să ne întoarcem, am ocupat până acum, cred că două din trei. Avem nouă capitole în ziar și la final aici avem 5 lucruri de făcut repede. Dar ajungem și la alea... Urmăriți pe Facebook hashtagul Samson Ascultă, că n-am spus de treaba asta. Și spuneți-mi mie, colegilor mei, ce v-ar convinge să mergeți la vot? Că n-am mai apucat să mai termin. Da, despre asta vreau să vorbim. Vrem să știm ce v-ar convinge să mergeți la vot. Și poate să caute și alți candidați răspunsurile dumneavoastră și poate să vină ei întâi. Important e să participăm la vot, pentru că, așa cum spun cei mai în vârstă dintre noi, părinții, prietenii și frații părinților noștri au murit la Revoluție pentru dreptul de a merge noi la vot. Într-adevăr, au murit și pentru dreptul de a nu merge la vot dacă n-avem chef, da. Dar dacă tot s-a câștigat dreptul ăsta cu sacrificiu, ar fi bine să-l exercităm și poate reușim să și schimbăm ceva. Poziția 6 pe buletinul de vot. La funcția de primar și poziția 8 la Consiliul Local. Suntem, mai simplu, suntem ultimii pe buletinul de vot și sperăm să fim primii în preferințele romașcanilor. Acestea fiind spuse, domnilor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnul Radu Samson, pentru că ați acceptat să veniți. Ne vom vedea data viitoare cu siguranță cu alte subiecte. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!